ne întoarcem însă la Rapid după drama prin care a trecut Alex Murada, o dublă fractură și atenție, nici o strigă de durere. Cât forță până la urmă interioară prin a trece peste această accidentare fără un urlet de durere. Atenție însă, se petrec unele incidente aici în sală, pentru că mai toți spectatorii au plecat într-un colț acolo. Unde e Alina? Nu știm ce se întâmplă exact. Poate că pentru că mai toți spectatorii s-au repezit către acel colț al sălii. Cred că cuiva în sală, cineva a leșinat în sală, în acea zonă. În fine, multe evenimente. Practic toți spectatorii s-au repezit spre acel colț al sălii și cineva se pare că a leșinat în acea zonă. Hai să vorbim puțin și despre căldura asta de aici, din sala Rapid, în care lipsa aerului condiționat este până la urmă evidentă. Încercăm să mergem mai departe în această gală, în care Ionuț Popa este invitat cu insistență să vină spre ring. Tot din Brașov, 18 ani, și el neînvins în două partide până acum. Ionuț Popa, la categoria 65 de kilograme, pregătit de George Bălan și Alin Bălașa. Ionuț Popa, așadar, încercând să rămână neînvins, tot cu bucureștean, Marius Cimpoeru, cu mult mai multe lupte la activ, numai puțin de 15. Preda Fight. Pentru el luptă Marius Cimpoeru. Observăm așadar cele 15 meciuri împărțite în 12 succese și 3 înfrângeri. Am avut meciuri așadar la 70, 71 de kilograme, 75, urcasem pentru acea luptă la 86, am revenit din nou la o categorie mai mică, 65, dar meciul următor, atenție, va fi unul la plus 95 de kilograme. Partida nouă, așadar, în această gală, intensă, sub toate formele, dacă vreți. Lupta va începe în câteva momente. Cu mănuși verzi este brașoveanul Ionuț Popa. Start așadar în al doilea meci al acestei gale. Ne apropiem de cele mai importante lupte, finala piramidei la 77 și un main event cu olandezul Van der Broek în fața lui Claudiu Bădoi. Mai e o luptă în afară de aceasta până la cele două lupte care vor încheia practic această gală. Bine,
Popa începe cu lovitura de picior. Iată și răspunsul lui Cimpoeru. Lovitura înaltă și iată o lovitură în pieptul adversarului pentru Cimpoeru, care lucrează la corp. Iată serii frumoase pentru Marius Cimpoeru, care încearcă și crășeul de stânga. Alunecă adversarul său. Bună lovitura asta de picior în abdomenul adversarului Pedro Cimpoeru, care forțează în fața unui adversar mai tânăr. Cimpoeru, excelentă serie, două drepte și croșeu de stânga. Bună stânga asta și pentru Popa, care se întoarce cu spatele la adversar și pierde poziția acolo, încasează lovituri serioase. Cred că deocamdată domină lupta. Popa, mă scuzați, este dominat de Marius Cimpoeru. Bună lovitura asta de picior pe interior. Croșeu de stânga, lovitură repetată pentru Cimpoeru. Excelentă, directă la corp și stânga la cap. Iată seria de lovituri continuă. Popa este în dificultate. Cimpoeru lovește din toate pozițiile. Îi trebuie să dea doar o singură dată cu genunchiul. Este atenționat de arbitru pentru a doua lovitură în același clinci cu genunchiul. Două drepte și deschide drumul bine pentru combinație Cimpoeru. Și de dreapta recepționată în plin de Popa. Merge mai departe. Cercă o lovitură de picior. Cimpoeru răspunde. O lovitură rotativă. Bun ritmul lui Marius Cimpoeru. Uppercut de dreapta, de stânga acolo. Dreaptă lungă ce își atinge ținta. Popa încearcă să scape cu eschivă, cu pas înapoi. Bun, un doiul pentru Cimpoeru, care face și eschivă cu scădere de nivel și stânga adversarului trece pe deasupra sa. Cercare de uppercut. Popa nu renunță la aceste schimburi tari. Lovește cu piciorul, o lovitură înaltă, bine aplicată acolo. Cimpoeru încearcă să răspundă cu genunchiul stâng. Croșeu de dreapta, destul de bun. Bună serie pentru Popa, care prinde curaj pe finalul acestei runde, una în care Cimpoeru a lovit mai mult. Revedem cele mai importante momente ale unei prime reprize în care Popa a încercat să se ridice la înălțimea adversarului. Aici acea serie bună și lovituri la corp și Cimpoeru și acea lovitură de picior, apoi genunchiul. Croșeu de dreapta, bine executat. În final Popa a dat și drumul la brațe. Una peste alta o întâlnire frumoasă aici. Începe repriza secundă. Curajos Popa, care la 18 ani încearcă să dea drumul la brațe, la combinații, dar primește multe lovituri din partea unui adversar experimentat. Dar nu rămâne dator, asta e principiul în această luptă, în care Cimpoeru forțează aici. Lovitură de genunchi și a dezechilibrat adversarul acolo, forțează în colț. Asta, uppercut de stânga pe sub brațul drept al adversarului. Cimpoeru
Popa pune multă încredere, să spunem așa, și forță pe loviturile joase de picior. Primește însă croșeu de stânga, directă de dreapta, lovituri care intră destul de bine acolo prin garda brașovană. Dure, cei doi sunt în centrul ringului. Lovitură pe coapsa adversarului, ratează croșeul de stânga acolo și Voieru. Bună stânga pentru Popa, care prinde curaj odată cu trecerea timpului. Nu renunță la loviturile joase de picior cu brașoveanul, în timp ce adversarul caută cu acele lovituri la corp. Iată și un genunchi aici. E atenționat pentru faptul că a avut o lovitură sub centură, o lovitură joasă. Trimis în colțul neutru Cimpoieru. Începe Popa bine cu o lovitură de picior înaltă, încă o dată lovitură de picior pentru Popa, care surprinde adversarul, bine pregătit acolo. Foarte bune aceste high kick-uri pentru Popa, care se acute să suporte această serie la corpa lui Cimpoieru. Un meci frumos care crește în intensitate. Popa nu renunță la loviturile joase de picior. Iată, încearcă să preseze piciorul de sprijin al adversarului, dar o dreaptă excelentă. Cimpoieru încearcă să forțeze aici pe lupta pe brațe. Încă o dată genunchiul. Lupetul de dreapta Cimpoieru. Lucrează la corp. Încă o dată forțează uppercutul de stânga. Popa face pasul înapoi, intrând pe colțul ringului. Sunt probleme cu rezistența aici pe ultimele secunde ale unei reprize pe care Popa a dus-o destul de bine până la capăt. Oricum un plus în lupta sa față de ceea ce a făcut în prima repriză. Am impresia că brașoveanul a prins curaj acolo odată cu trecerea timpului. Interesant de văzut dacă Cimpoieru va putea să continue în ritmul acesta, pentru că a primit mult mai multe lovituri decât își calculase el. Credea că îl va termina repede pe acest puș de 18 ani, numai că iată Popa are vitalitate, are energie, are răspunsuri la multe dintre combinațiile adversarului și în special are o luptă deci cu lovituri de picior bine, bine aplicate, atât low kick-uri cât și high kick-uri ce și-au atins în nenumărate rânduri ținte. Start în ultima repriză în întâlnirea dintre Ionuț Popa și Marius Cimpoieru la 65 de kilograme. Începe cu două lovituri de picior Popa, dar încasează niște lovituri în plină figură acolo. Provoacă lupta pe brațe Cimpoieru, simțind că acolo trebuie să ducă un genunchi foarte bine plasat în stomac pe acea cădere pe adversarul lui Cimpoieru. În continuare tasează piciorul de sprijin a adversarului Popa. Încă o dată un high kick, un low kick, mă scuzați. Luta e frumoasă și uite că puștul ăsta de 18 ani arată resurse nebănuite în fața unui luptător cu experiență, dar care, după prima repriză excelentă, are surpriza de a vedea că adversarul nu numai că nu cedează, dar luptă până la ultima picătură de energie.
Bună dreaptă aruncată de Cimpoeru. Lovește și el cu piciorul acolo, lovitură la corp, dar Popa duce. Cei doi se odihnesc puțin în această îmbrățișare. Încă un low kick și Cimpoeru încearcă să găsească timp să replice și el acolo cu piciorul. Din nou arbitrul trebuie să-i despartă. Un joc de dreapta pentru Cimpoeru, care nu mai găsește atât de ușor drumul spre țintă în lupta asta pe brațe. Are nevoie de un pic de claritate. Da? Dreapta își face din nou treaba pentru Cimpoeru. Oh, cei doi se luptă admirabil. Practic este o luptă fără menajamente în care loviturile intră de ambele părți. Foarte bun boxul ăsta, mă rog, lupta asta pe brațe a lui Cimpoeru. În timp ce Popa încearcă să răspundă cu lovituri de picioare, iată Cimpoeru lovește și el. Foarte bună lovitura asta la figură și iată din nou low kick în dreapta, intră bine pentru Popa. Lupta crește în spectacol odată cu apropierea de final. Frumoasă replica lui Popa. Și o luptă deschisă, o luptă în care arbitrul muncește și el din greu pentru a-i despărți pe cei doi. Acum, pe ultimele secunde, e greu să găsești forța aceea pentru a spune adversarul la podea. E o încreștare, o luptă surdă a devenit, dar lupta asta a avut și momentele ei de spectacol, să recunoaște. Se termină lupta și interesant de văzut decizia. Brașoveanul a rezistat, ba mai mult decât atât, a pus serioase probleme adversarului, începând cam de repriza secundă. De acolo a izbutit să găsească lovituri cu piciorul. De cealaltă parte, Cimpoeru s-a bazat mult pe lupta de brațe, dar a avut surpriza să găsească un adversar dispus să îndure multe. Iată aici cât de multe lovituri au schimbat cei doi în această ultimă repriză. Ambii au luptat admirabil. Pe final, sigur că s-a pierdut din claritate. Dreapta asta și-a găsit adversarul. Cei doi au luptat frumos și ăsta e lucrul cel mai important. Sigur că unul dintre cei doi trebuie să câștige, nu-i așa? Și să vedem ce decizie au dat arbitrii aici. A avut și Cimpoeru câteva lovituri bune de întâmpinare cu piciorul, dar a și primit niște lovituri destul de puternice. Hai să vedem decizia. Așa cum trebuia, în opinia judecătorilor, a obținut victorie. Proteste din partea staffului lui Marius Cimpoeru, care a câștigat clar prima repriză și a forțat în special în lupta pe brațe în toate reprizele. Poate că acele lovituri de picior încasate de Cimpoeru i-au convins pe arbitrii să dea victoria spre Cuțul Albastru. Ne facem o scurtă pauză și mergem către meciul 10 al Galei.